Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Știrea momentului este că unul dintre cei trei invitați ai mei de astăzi se află acasă în izolare. Vlad Miriță, ne vezi, ne auzi? Mă bucur tare mult că te vedem, chiar și pe Skype, deși ar fi trebuit să fii aici alături de Iordache Basalic și de pianistul Alex Burcă. Ce cauți acasă în izolare? Ați rămas amândoi, și tu și soția acasă în izolare. Ne-am izolat împreună, că așa se spune la Sfânta Taina Comuniei, că suntem amândoi un trup. Deci dacă se izolează unul, se izolează amândoi, e clară treaba. Așa. Și sunteți cu minți în carantină? Sunteți cu minți? Suntem bine. Sunteți bine? Aveți simptome? După cum vă văd și după cum arătați, sunteți bine, nu? Nu e ceva care să vă dea de furcă, febră mare. Maria, ești superbă. Ești... Ești la fel de bine ca în zilele tale foarte bune, nu? Asta e unul din aspectele menționate în fișa postului, de să fie superbă tot timpul. Așa. Ea se achită bine responsabilitatea. Spune-ne, Vlad, ce face cel mic? Iustin nu este cu voi în carantină în București, am înțeles? Este la părinții tăi? Da. Iustin e la bunicii lui, la părinții mei. Este șef de gospodărie acolo, că îi place mult pe afară, pe la animale, prin livadă. Deci părinții sunt bine, Iustin e bine. Toată lumea bine. Toată lumea e bine. Voi mai aveți de stat în izolare, nu? Că abia ați început izolarea. Câteva zile. Nu, da, am trecut de jumate, Sunteți la jumate, ca să zic așa. Deci pregătisem aici o ediție cu muzică clasică. Astăzi este o zi a despărțirii de către doamna dragă Olteanu Matei. O să avem foarte multe informații Dumnezeu despre acest lucru. Am iubit-o cu toții și am și spus la un moment dat, acum de curând, că dacă ar fi să o definim pe doamna dragă Olteanu Matei într-un cuvânt, am putea să-i spunem viață. Dânsa este un om care umplea orice spațiu cu multă viață și cred că ne vom umple mulți ani de aici înainte de viață, urmărind materialele rămase cu dânsa și este un mare privilegiu pentru noi ca nație că am avut așa un om frumos. Un om frumos, deosebit. Vă îmbrățișez! Multă sănătate vă dorim și, ce să spun, tot de la Piatra Neamț e și invitatul meu de astăzi, nu? Iordache Basalic, baritonul, despre care se știe că e baritonul cu 7 surori. Iordache, zi că e așa sau nu e așa? Dar cine le mai ține minte? Așa. 7-7, acolo. Și de la Brăila e alături de mine, noi. Pianistul, nu? Pianistul vostru, cu care concertați voi de obicei, Alex Burcă. Dar... n-ai mai fost de mult la Piatra Neamț, Iordache, să înțeleg. Da, de cam de un an de zile l-am mai fost. Cam de un an de zile, da. La Poiana Teiului. Da. Minunat loc. Foarte frumos, mirific, superb. Este un loc, eu îl visez din când în când, să știți, pentru că am impresia că mă atrage. Și ți-e dor, e clar că ți-e dor. Da. Uite, Vlad e acasă și te jurizează. Ce o să cânte astăzi? Aoleu. Doamnei Draga îi plăcea foarte mult muzica. Mi-a povestit de câteva ori, am avut privilegiul de a face câteva emisiuni împreună și povestea că era o mare dansatoare. Îi plăcea foarte mult muzica, cânta, e adevărat, dar și dansa în tinerețe. Bine, vals, tango și chiar dansuri de muzică populară. Am pregătit ceva special astăzi. De multă vreme vrem să facem asta și uite cum s-a potrivit exact în ziua asta. Pentru doamna Draga, care iubea toți artiștii și de fiecare dată când avea ocazia îi lăuda, sunt convinsă că ar fi avut cuvinte de laudă și pentru voi. Din păcate e o despărțire pentru totdeauna. Așa că, Alex Basi, ce propui? Propun să cântăm o canțonetă, Alex, Chitara Romana, să începem cu minunat, ea. Te rog, minunat. Te ascultăm. Și după aceea mai avem și alte surprize, bineînțeles. Și multe povești. Vlad, stai aproape de noi, nu pleca, da?
di stelle, Roma bella mi appare. Solitario il mio cor, disilluso d'amor, volle l'ombra cantar. Vedo l'ombra lontana e un balcone lassù. O chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona, mia chitarra, lascia piangere il mio cuore. Senza casa, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Lungo terre dorme, mentre il fiume cammina. Io la seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cor. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. O chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona, mia chitarra, lascia piangere il mio cuore. Senza casa, senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. O chitarra romana, accompagnami tu. Minunat, minunat. Ole. Minunat. Vreau să comentăm un pic despre ce s-a întâmplat aici în platoul nostru, dar și despre ceea ce se întâmplă la Piatra Neamț. Draga Olteanu Matei este condusă pe ultimul drum. În curând, actrița va fi înmormântată cu onoruri militare. În anul 2002 a primit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. Dragilor, ați văzut Neamărin miliardar. E imposibil să nu fi văzut, a fost un record de telespectatori, de spectatori de fiecare dată când este difuzat filmul. Mi-aduc aminte că în povestea doamna Draga, secvența aceea cu tortul a fost, s-a tras dintr-una, pentru că nu aveau decât un tort. Și a fost o mare bătălie cu frișcă, cu tortul acela supraetajat și a fost un deliciu și la propriu și la figurat. Dar vreau să-l întreb pe Vlad, pentru că e acasă în izolare și îi pare rău, sunt convinsă că nu îi pare rău că nu e la... Exact, asta e minunat, îi pare bine din punctul ăsta de vedere, dar cred că îi pare rău că nu este la fermă. Ce zici, Vlad? E adevărat, îți pare rău că ești între patru pereți la bloc acasă? Deja nu mai are răbdare. Nu mai are răbdare. Cam din primăvară, când a început povestea asta neplăcută pentru omenire, așa ne-a marinat de la fermă și slavă Domnului că am putut și am avut unde să mergem, pentru că este o fire mai dinamică și nu prea place să stau în locul lui, mai ales nu-mi place să stau în casă. Și ne-am făcut de lucru pe la... Ți-ai pus cizmele de cauciuc, nu? Ca de obicei. Și acolo, printre ne-am animale. Unele noi, nu? Că celelalte s-au tocit. Da. Spune-mi, Vlad, băieții ăștia din platou de aici cu mine, Alex și cu Iordache, Iorguț,
cum mi-a dat el voie, așa mi-a dat voie să-i spun Iorguța acum câțiva ani. Au venit... spunem Basi. Așa? Da. Da. Știu, știu că îi spun Basi, dar lasă-mă pe mine să-i spun Iorguț. Vlad, au venit la tine la fermă, ți-au dat o mână de ajutor. Hm? Se pricep? Să știi că... Amândoi au fost pe la fermă, și Alex și așa. Basi, dar Basi, în mod special, acum câțiva mi-am aminte, am făcut noi un mic iaz, așa, la... De fapt, aveam unul mai mic și l-am făcut un pic mai mare. Și am săpat cu un excavator și malurile, așa, trebuie să le aranjăm un pic. Așa, și vreo două, trei zile a stat Basi pe la Târgoviște și am tras amândoi la lopată și la roabă. Dacă nu cântam după trei zile cu plămânii la capacitate dublă. Și am cules și via. Deci ce este că Basi e un om foarte, foarte activ, da. Și el și foarte harnic, să știți. Dar acum câțiva ani, acum dacă m-ar chema, n-ar mai fi așa. Aș sta cu tata Miriță, cu tatăl lui Vlad, să discutăm în alt mod, alt fel. Adică nu, eu l-aș lăsa tot pe el, nu m-aș băga peste treburile lui. Nu. Da, în perioada asta, Vlad... Știi ce vreau să spun? Florentina, acum vreo două zile am intrat așa într-o nostalgie. Nu știu cum sună telefonul, voi l-auziți? Să știi că eu nu te mai aud. Nu te mai aud. Dar uite, cât rezolvăm sunetul, Basi, da. Te-ai născut la sat, deci ar trebui să fii priceput, nu? M-am născut la sat și sunt un țăran. La tăiatul lemnelor, da. Nu? Adică te pricep cât de cât la o gospodărie. Am văzut o fotografie pe fica ta, că din când în când dimineața se trezește cu elan maxim, nu? Își pune șorțulețul de bucătărie, da. Și trece să o ajute pe mami. Da, da, da. E adevărat, nu? Sigur. Câți ani da. Are Ana Maria? 4 ani are Ana Maria. Să fie sănătoasă. Da, da uite, trec acum la fetele lui Alex, pentru că da. Și el are două fetițe. Două minuni. Două minuni, să fie sănătoase. Spune-mi, Sofie. Alex, cum se numesc fetele tale? Cea mică Măriuca, Sofia. Și cea mare, Mara Antonia. Și bănuiesc că le place la nebunie, nu? Ca seara, la culcare, tati să le cânte câte ceva, nu? Atunci tati, când nu vor să doarmă, nu? Sunt foarte ascultătoare. Sunt doi copii extraordinari. Reușiți? Și care o să calce pe urmele tale sau nu? Nu știu, spune. Nu știu. Încă e strict decizia lor. Am absolut. Înțeles. Au date genetice, au cadouri de la Doamne, Doamne, de toate, dar nu o să le forțez. Dacă vor bine, dacă nu vor iarăși bine. Basi, mă întorc la tine pentru că da. Acum ceva vreme și tu ai fost infectat cu coronavirus și nu a fost prea bine nici pentru tine. Și da. Soția a fost și ea infectată și ea. Cea mică? Nu, doar eu cu soția. Dar eu cum sunt rău de muscă, la mine nu a prins. Eu am fost asimptomatic. Ai fost asimptomatic. Da. Și soția ta, Mihaela, cum s-a simțit? Soția, pentru că ea este mai puțin rea de muscă, a luat... Deci la ea s-a manifestat. I-a dispărut mirosul și gustul. O săptămână. Atât? Asta a fost tot. Nimic. Deci nu altceva. Cum v-ați descurcat în izolare? A venit Vlad, ți-a adus ceva de mâncare? Am cum a fost? O istorie, da. Serios? În izolare m-am împrietenit cu foarte mulți vecini de ai mei și le mulțumesc pe această cale, dacă îmi permiți. Te și, și familiei Manuchevici, care stă deasupra mea, și lui Adi, care stă la parter. Și după aceea o să ajung și la Vlad. Ei m-au ajutat și mi-au dus gunoiul de la ușă. Adi de la partel și cu Mihăiță am coborât câteodată gunoiul cu funia de la etajul 2 la parter, că iau o grădină jos acolo, au un mic spațiu și se putea face manevra asta. Și așa ne-am împrietenit pentru că am devenit atât de apropiați încât jucăm remii în fiecare sâmbătă. Este o lege cu familia Manuchevici. Deci asta ați făcut. Da. Azi noapte, da, până la ora, nu spun ora, că după aia cine știe ce, să ne bat ai noștri de acasă. După care te-ai trezit și ai început să faci vocalize ca să fii în formă pentru astăzi. Nu? În mașină am făcut cât am venit până aici. Iar așa. Cu Vlad... cum a fost? Când a aflat? Tu cum ai aflat? Deci v-ați testat sau pur și simplu a simțit testat, soția că nu mai are miros și gust? M-am testat așa de multe ori încât mi-am făcut o gaură în buget de vreo 2000 și ceva de ron, dar asta este, a trebuit să o fac. Au trebuit să fie retestate, să facem retestare pentru copil, pentru Michi. Dar una peste alta suntem sănătoși.
Și să ajung și la Vlad, care așa este un prieten special. De și nadejde, mai am o familie de prieteni special și pe ei o să-i menționez, pentru că aș vrea, prin intermediul ăsta, să le mulțumesc. Vlad, l-am sunat și zic că, Vlad, am și o poftă de ceva, știi, ca și cum aș fi însărcinat de COVID, cu COVID-ul. Vreau și eu ceva să mănânc bun. Un pic de mangalit sau un ceai tu pe acasă, pe un frigider. Și zice Vlad, da, i-am și o varză, ca așa să fie cam de un kilogram. Și a venit Vlad cu trei papornițe și le-am urcat pe partea aia altă de bloc. Am două balcoane cu două corespund. Așa. Și m-am dus pe partea aia altă, unde să nu deranjez vecinii, că iau curte și nu puteam la ora aia târvie de noapte. Pe la 11 noaptea, când ai venit? Ca un fur noaptea, ca sub balcon. Ca putea să-mi cânte și o serenadă. Corect. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă. Și iar cu o ață, aia care o foloseam eu la gunoi ușor. Și în agață o paporniță de neagră, cred că avea 10 kg. Când o trag, să-mi intre în degete. Zic, au, cum o ridic? Mai descarc-o. Dacă ne vedea cineva cu camera ascunsă, aole, da, uite așa. Deci ți-a făcut piața. Da, mi-a făcut și mi-a adus și produse bio de la el de acasă. Și tu faci același lucru pentru Vlad acum și aș pentru Maria? Aș face, cum să nu, cu cel mai mare drag. Păi n-ai fost solicitat încă? Nu m-a solicitat, cred că are frigiderul plin. Dar l-am solicitat pentru că eu mi-am luat o soție cu mai mulți frați. Așa. Ei sunt patru cu toții și cumva ne-am descurcat cu cumnații, cu cumnatele, cu așa, am dat n-am ajuns până la Basi, care el stă un pic mai departe geografic în București de noi și atunci l-am lăsat la backup. Dacă rămânem fără resurse umane, atunci apelez cu toată încrederea la Basi, pentru că știu că nu... Cu drag, trebuie să întorc favorul. Da, spune Vlad, l-ai ascultat mai devreme, da? I-ai ascultat pe amândoi, nu, cântând aici în platou. Cum ți s-a părut? Nu? Chiar dacă a stat azi noapte până la 2 și a jucat Remi, nu? Și se știe că înainte de o cântare trebuie să te culci când trebuie, să nu bei, să nu mănânci prea mult. Este un Remi pandemic, cum a fost? Se cheamă. Cum ți s-a părut? Hai, jurizează! A distorsionat un pic și nu știu dacă din cauza semnalului sau vocii lui Basalic, nu, care e foarte puternică. A semnalului, dar, dar am auzit acuta foarte bine și mai ales pe refren acolo unde este o coroană, o fermată pe nota acută și el întotdeauna excelează la notele acute. Noi întotdeauna am spus că Basalic nu este un bariton, ci este un tenor leneș. Adică i-a plăcut să meargă la vocea de bariton, că e mai comod. El, de fapt, a pus niște acute extraordinare de tenor. Da. Mai aveam un profesor la seminarul teologic și îmi spunea brânză bună în burduf de Basalic. Dar nu ești departe de treaba asta. Da, spune-mi, Basi, ești pregătit, nu? Și pentru a doua piesă, Santa Lucia? Imediat. Doar vreau să-i mai mulțumesc unui prieten al meu, așa, lui Mihai Napo și soției lui, că și ei au venit de două ori la noi și ne-au adus produse agroalimentare, de aleguri, că nu puteam să le cumpărăm. Decât am preferat să vină fizic decât să le iau prin intermediul online-ului. Da, înainte de a începe să cânți, vreau să te mai întreb, cum a fost pentru fica ta, pentru Ana Maria, perioada de izolare, cât a trebuit să stați în carantină? Dacă în primele 3-4 zile am păcălit-o cumva, deja din a 4-a-5-a zi ieșea pe balcon, are un parc vis-a-vis de noi, se uita și spunea, uite, copiii ăia se joacă în parc și aleargă și sunt pe topogan. Nu e așa că nu mai este virus? Ba, este tată virus, încă trebuie să stăm în casă noi. Oh, ce băcat! Hai să ne mai... să ne mai alinăm puțin sufletul, așa, chiar dacă e o zi tristă, de despărțire, nu avem vești deloc bune, se carantinează localitățile de jur împrejurul Bucureștiului, veștile au fost foarte, foarte greu de dus și de acceptat de la Piatra Neamț și ce am aflat zilele trecute și de către, din ce s-a întâmplat cu Mihai, unul dintre membrii trupei 3 Sud-Est. Cântă-ne Santa Lucia, eu nu mai spun nimic. Sigur. Maestro. Sul mare lucica l'astro d'argento placida e l'onda prospera il vento.
sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o bel creato, ove sorridere, ove creato, o dolce Napoli, o bel creato, ove sorridere. Dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Mulțumesc și eu. Din suflet. Superb. Superb momentul acesta. Dragilor, aș vrea să ne uităm două minute la un fragment dintr-una dintre emisiunile pe care le-am făcut cu maestra Draga Olteanu Matei. A spus ceva care pur și simplu m-a tulburat foarte profund când am aflat, când mi-a spus, când a făcut acea mărturisire, pentru că acel interviu s-a ținut la Piatra Neamț, acum câțiva ani. Noi am ajuns acolo, am făcut filmarea și, bineînțeles, că am stat la povești până noaptea, târziu, spre dimineață, cu doamna Draga Olteanu Matei, care mi-a spus la un moment dat că ar fi preferat să fie camera pe înregistrare ore și ore în șir să poată depăna, pentru că din ce vorbea, din ce și aducea mai multe aminte de toate întâmplările prin care a trecut. Și o să menționez, înainte de a vedea acel fragment, filmul Ilustrată cu flori de câmp, un film făcut în 1975, în care are o scenă foarte intensă. Mai exact, am mâncat bătaie de la maestru Gheorghe Dinică. Îmi spunea: Florentina, mi-a tras așa o palmă, ce mai, m-a bătut de-a binelea. Deci au fost atâtea, numai că acea secvență n-a intrat la montaj, știi? Deci au fost atât de multe lucruri. Dar ce voiam să vă spun că m-a șocat a fost că a crezut cu toată ființa ei că nu și-a dorit să vină pe lume. Nu a vrut. Așa credea. Pentru că o mare parte din copilăria mică a plâns. A plâns și ea credea că Dumnezeu s-a îndurat de părinți. De ea, i-au trimis-o, știi, ca și copil, pentru că credea că nu, ea însăși nu și-a dorit să apară pe lume. În fine, foarte multe mărturisiri care ne-au tulburat profund și care mi-au atins sufletul. Dar haideți să ne uităm la două minute din acel interviu și ne întoarcem. Rămâneți. Totdeauna eu m-am întrebat nu de unde vin și unde plec, ci de ce am venit. Mă întreb tot timpul de ce am venit pe lume. Pentru că dacă am venit, sunt datoare în societate, nu numai față de mine, însă să-mi câștig propria prăină, dar sunt datoare față de societate, nu să nu trec prin societate să fiu o simplă consumatoare. Trebuie să produc și eu ceva ca să trăim în armonie. Și atunci
acest lucru l-am scris chiar și pe mormântul meu. Și tot n-am înțeles de ce, că știu că o să mor și nu o să înțeleg de ce. Spune Omar Khayyam, am venit pe lume, mai bogată ea, voi pleca din lume, pierderea e grea. Vai, cine-mi va spune pentru ce din pulber m-am iscat și în pulber mă voi spulbera? Și atunci, dacă ne gândim la treaba asta, trebuie să ne gândim, să ne respectăm pe noi. Sigur că nu-i ușor. Sigur că nu-i ușor să vii acasă, să găsești casa goală. Uite, fac copii să-mi dea o cană cu apă la bătrânețe. Și copilul pleacă peste mări și țări și ție nici măcar vecinii nu-ți calcă pragul. A? De ce oare? De ce? Da. Pentru că n-avem religie în școală. Pentru că n-avem o verticalitate. Linie verticală. Da. Și totuși, doamna dragă, de ce mi-ați spus mai devreme că dumneavoastră nu v-ați dorit să veniți, ci doar că ați venit pentru părinți, pentru că Dumnezeu... Că părinții ne cheamă. De ce, părinții de ce se roagă spuneți asta? Dumnezeu e adevărat. Să li se dea copii. Asta nu știu, decât după ce o să mor, o să aflu. Dar aveți credința asta? Vrut? Că n-ați vrut. Convinsă. Sunteți convinsă? Convinsă. De ce anume vă dă faptul convingerea că îmi povesteau de pildă bunicii mei cât de tare am plâns eu multă vreme. Foarte greu au putut să mă convingă să nu mai plâng. Și cam povestea aia, în tinerețe, fără da, bătrânețe. Da. Ăla știa de ce plânge. Știa el de ce. Eu nu știu, din păcate, și n-am cum să aflu decât după ce trec dincolo. Eu vă mulțumesc tare mult că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Ce focul mare. S-a stins, dar poveștile continuă. Focul s-a stins, dar poveștile continuă. Și mă întorc la Vlad. Ești trist, Vlad? Trist că nu ești aici cu noi. Te auzim sau încă nu te auzim? Pentru că eu sunt îndrăgostit de generația de actori da. Care ușor, ușor pleacă dintre noi și totodată fericit că am putut să-i cunoaștem și că am trăit într-un timp în care s-au putut înregistra și avem cu ei multe materiale și asta e foarte bine. Da, sunt nostalgic pentru că, știți, mi-aduce aminte doamna Draga prin felul ei de a povesti de maestrul nostru, maestru Corneliu Fănățeanu, pe care Basil știe foarte bine pentru că a lucrat mulți ani cu dânsul și aveam o legătură cu dânsul ca niște prieteni eram, sau dânsul era ca un frate mai mare al nostru. Și pleacă oamenii ăștia care vin dintr-o lume mai puțin rea, mai puțin tulbure decât cea în care trăim noi astăzi. Și s-au format într-un fel, într-o manieră în care au mers prin viață cu o noblețe foarte rară, pe care azi nu o mai vedem. Deci sunt niște oameni care pleacă și dacă noi nu suntem atenți să luăm de la ei cât mai mult din felul lor de a fi, din noblețea și din frumusețea cu care și-au trăit viața, s-ar putea să rămânem foarte săraci. Apropo de ce spunea doamna Draga recitând, dacă cumva lumea e mai bogată cu venirea ei, a fost cu adevărat mai bogată lumea și omenirea cu astfel de oameni și cu siguranță este mai săracă acum că au plecat. Să dea Dumnezeu să nu rămână prea săracă și noi cei care mai rămânem, care rămânem, sigur că avem un timp să-l petrecem pe aici, să nu fie degeaba timpul ăsta și să-l facem să conteze. Doamna dragă, Olteanu Matei a strălucit ca un soare, nu? Ca un soare în cinematografia românească, în teatrul românesc, o activitate de 65, peste 60 de ani de carieră. Uluitoare femeie, cu o forță nemaipomenită, cu o atitudine, cu
o voluptate a jocului. Trebuia să știi, să poți să ai acea forță interioară, să-i faci față pe scenă, cred, în momentul în care o aveai parteneră directă. Spune-mi tu, Basi, ce s-ar potrivi mai bine pentru o stea, pentru un soare, cum a fost și este în inima noastră, așa cum o vom păstra pe doamna Dragolteanu Matei. Știu că ție îți place foarte tare canțoneta O Sole Mio. Absolut, și nu numai mie. Și cred că și doamnei draga Olteanu Matei i-ar fi plăcut să o cântăm împreună. Sigur, mare drag. Che bella cosa, una giornata sole, l'aria serena dopo la tempesta, per l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa una giornata sole, ma tu sole più bella in me, oh sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte, io sono senescene, me viene quasi una malinconia. Sotto finestra, toglia restaria. Quando fa notte, io sono senescene, ma no, tu sole più bello in me, oh sole mio, sta in fronte a te. Cântăm împreună finalul? Că Miriță e departe de noi. Stai la fronte a te. Mulțumesc. Mulțumim din suflet. Uite, urmărim acum împreună cu telespectatorii cum, iată, cei care au iubit-o pe doamna dragă Olteanu Matei merg alături pe ultimul drum. În câteva minute, practic, va fi o înmormântare cu onorurile militare. Am văzut aplauze din partea tuturor celor care o însoțesc pe ultimul drum. Copilăria noastră, nu? A fost, nu știu, plină de râsete împreună cu Amza Pelea, împreună cu doamna dragă Olteanu Matei, împreună cu Demrădulescu, împreună cu Gheorghe Dinică,
cu maestrii ai filmului și ai teatrului românesc. Doamna Draga Olteanu de fiecare dată îmi povestea de prietenia adevărată pe care a legat-o cu Sebastian Papaiani, cu Amza Pelea. S-au iubit foarte mult, dar ca niște camarazi, ca niște frați. Și eu eram destul de iscoditoare, întrebam dacă este adevărat sau poate e doar o părere, ne facem noi impresii că poate exista o prietenie adevărată între un bărbat și o femeie. Și mi-a spus că cu adevărat poate exista, așa cum a fost prietenia dintre ea și maestrul Amza Pelea, care a iubit-o enorm, au fost colegi de clasă, colegi de an, au dat chiar în același an examen la Institutul de Teatru. Și i-am văzut de foarte multe ori, nu? Jucând în acele celebre momente la televiziunea română cu Veta și Neamărin și, desigur, în Neamărin Miliardar. Vreau să vă mai spun că doamna Draga Olteanu Matei a scris scenarii Dumbrava minunată. Nu știu, eu acum mulți ani, când fiul meu era ceva mai mic, ne uitam împreună la Dumbrava minunată. Nu știu dacă voi v-ați uita cu copiii voștri la Dumbrava minunată, dar acel scenariu a fost scris de către doamna Draga Olteanu Matei. Mă refer acum și la Chirița și Chirița la Iași. Scenarii scrise de către doamna Draga. Sunt foarte multe lucruri de povestit. Povestea la un moment dat că s-a rugat la Sfânta Parascheva să poată renunța la viciul ăsta, la viciul fumatului. Spunea că era odată la teatru și de la fereastra, de acolo, de la teatru, se vedea o biserică ce ulterior a fost dărâmată de către Ceaușescu, și una dintre colegi avea o iconiță mică din argint cu Sfânta Parascheva. Ea a luat-o și și-a pus-o pe frunte și s-a rugat la Sfânta Parascheva să poată renunța la viciul ăsta, și credea cu toată ființa că Sfânta a ajutat-o să renunțe la fumat. Cred că i-ar fi plăcut doamnei Draga Olteanu Matei inclusiv un colind, pentru că anul trecut, chiar în seara de Crăciun, am avut-o cântându-ne un colind. Un colind din copilăria ei. Nu știu dacă ar fi chiar atât de potrivit colindul pentru vremea asta. Iată, se și vede la Piatra Neamț că este soare, în București la fel este soare. Dar părerile sunt împărțite. Unii spun că deja colindătorii au început, alții spun că colindul începe după sărbătoarea de Sfântul Nicolae. Spune-mi, Vlad, o să mergeți cu colindul, cu Iustin, măcar la părintele Iustin, nu să mergeți cu colindul. Ce zici? Ar cam fi momentul, că deja acum mai are un pic și face 3 ani. Și așa, să fie sănătos. De anul trecut începuse așa să gângure niște colinde, deci anul ăsta trebuie să fie mai bine ca anul trecut. Și cred că e momentul să mergem la colindat cu el. Și ar fi super dacă am putea să mergem. Acum să vedem ce se mai întâmplă cu noi. Dacă o să putem să colindăm în adevăratul sens al cuvântului sau o să colindăm prin telefon. Da, vedem, corect. Dar poate reușim, și dacă reușim, o să mergem la colindat. Spune-mi, ce mai face părintele? Sigur ați vorbit cu el în perioada asta, pentru că e o perioadă de încercare. Când stai în izolare, când ești în carantină, când mai ai și simptome, e o încercare pentru toată lumea. Facem o rugăciune și le urăm sănătate tuturor celor care trec în momentul acesta prin suferință. Te rog, Vlad, ce ți-a spus părintele Iustin? Nu suntem în legătură foarte strânsă, din cauza că părintele în ultima parte, așa în ultimul timp, s-a retras undeva în munte, are o chilie acolo și stă singur, se roagă pentru noi toți. Dar din ce știu așa de la părintele, și e foarte important de menționat, că în aceste vremuri în care noi traversăm ce traversăm, e foarte important să cântărim cu mare atenție, să ne păstrăm calmul, să ne păstrăm discernământul și să ne păstrăm umanitatea până la urmă. Pentru că în situații de criză oamenii încep să patineze, încep să reacționeze disproporționat, și cred că aceasta este
cea mai importantă lecție pe care trebuie să o învățăm, indiferent de ce se întâmplă, indiferent ce traversăm, să nu ne pierdem echilibru, liniștea și umanitatea. Spune, Maria, pentru cine simți tu că e mai greu așa să stați acolo în izolare? Pentru tine, pentru soțul tău, pentru Vlad? Cine e mai încercat? Vrei să fiu sinceră? Absolut, clar. E, atunci, clar, cred că cel mai greu este pentru el. Eu sunt și mai în vârstă și din cauza asta. Așa. Dar pentru mine, cel puțin, e un prilej foarte bun pentru a petrece un timp de calitate. Da. Și chiar mă bucură toată povestea asta, dacă se poate spune așa. Deci, clar, îmi pare rău pentru tine, Emire. Să știi că, paradoxal, ne-am înțeles destul de bine zilele astea. Se spune că în perioadele astea de izolare și mai cumva, e sar și scântei, da, vrut, da. Trebuie să stai într-un spațiu mai mic, mai mult timp cu persoana rânduită lângă tine, cu persoana iubită, sigur. Și acum e testul dacă este sau nu persoana iubită, știi? Da. Și noi, slavă Domnului, ne-am înțeles foarte bine. Deci chiar mi se părea că au trecut doar așa, o zi, două, nu mai mult. De când stăm noi pe aici și asta cred că e un lucru bun. Deci da. am trecut testul cu brio. Minunat! Slavă Domnului, așa cum spuneai. Da, 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 da. Slavă Domnului. Basi, ce zici? Mai avem timp pentru o strofă, un refren? Aș vrea tare mult dacă am putea să cântăm un pic din colindul acesta, Vin colindătorii, piesă extrem de cunoscută, o piesă superbă a maestrului Tudor Gheorghe. Îl îmbrățișăm pe maestru Tudor Gheorghe și dacă tu vrei să ne faci hatărul ăsta, sigur să ne cânți un pic. Să nu. Cu drag. Te ascultăm și urmărim și imaginile în fereastră. Unde doamna dragă Olteanu Matei este condusă pe ultimul drum, a ajuns, se pare că a ajuns la cimitirul eroilor, acolo unde v-am prezentat mai devreme, pentru că și-a dorit foarte mult acum câțiva ani când am făcut filmarea la Piatra Neamț să mergem și la mormânt să filmăm acea placă de mormânt pe care este inscripționat și totuși nu am înțeles de ce. Basi, te ascultăm! Vin colindătorii, cum veneau odată leruile, să colindăm ziua asta minunată, leruile. Dar li gura arsă și li ochii lacrimi, leruile. Prea degeaba fânge, prea degeaba patim, hai leruile. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă, leruile, și cum se cuvine, să-i poftiți la masă, leruile. Ni trimite Sfântul să ne încerce mila, leruile. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila, hai leruile. Șovăielnic pasul, mâinile plăpunde, leruile. Tremurat-i glasul, nu știu să colindă, leruile. Dacă stau la poartă și nu zic nimica, leruile. Domnilor de astăzi se va apuce frica, hai leruile.
mută-i întrebarea, ce răsună afară leruile. Am murit degeaba, ce-ați făcut din țară leruile? Tot în fric și în foame, tot cu mâini întinse leruile. Pe la porți străine, ce ne stau rechise, hai leruile. Acest ultim colind pentru doamna dragă Olteanu Matei. Mulțumesc din suflet că ați fost aici alături de mine. Vlad, Maria, să fiți sănătoși, să ieșiți cu bine din izolare. Două vorbe să vă mai spun, doamnelor și domnilor. Doamna dragă Olteanu Matei mi-a spus așa: l-am simțit pe Dumnezeu ca pe un stâlp de care mă țin. A fost stâlpul meu de sprijin în viață. În momentul acela s-a rezolvat tot. Asta am simțit eu. Rămas bun, draga Olteanu Matei. Dumnezeu, Emilia, draga